forță, tehnicitate are, până acum a jucat extraordinar. Și a creat multe ocazii. Revedem, și uite ce execuție. A respins Lobons, dar execuția a fost perfectă. O bijuterie, degeaba se supără Lobons. Nimeni cred că nu s-ar fi așteptat ca o nouă foarfecă a lui Boy să se îndrepte spre poarta lui Lobons. Fantastic. Două foarfece în două minute, o bară și un gol. Fantastic, ce spectaculos este acest atacant. Unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le-am văzut, pentru că a fost după o bară transversală.